Doamnelor și domnilor, bună seara, bună să vă fie inima. Astăzi avem o emisiune mai specială. De această dată nu vom cânta muzică populară, nu vom cânta muzică ușoară, ci vom dansa. Vom dansa atât ritmuri moderne, cât și folclor stilizat. O să vedeți pe parcursul emisiunii despre ce este vorba. Ne gândeam sâmbătă, a fost sărbătoarea Sfintei Marii, să aducem în studio o Marie. Și s-a făcut ca săptămâna trecută, tocmai din Bulgaria, să vină spre Bistrița un premiu, un trofeu de la Festivalul Internațional de Dans, unde au participat 7 țări. Și eu zic că nu în fiecare zi ajunge în România un astfel de trofeu. Și un astfel de trofeu nu în fiecare zi este adus de o Marie. De această dată o Mariană, Mariana Panțiru, cu echipa este în studio. Să rămână, bine ați venit! Bună seara, Menuț! Bună seara telespectatorilor voștri! Mă bucur să fiu în seara asta aici, e o onoare pentru mine, pentru că iubesc acest post de televiziune, iubesc emisiunea ta și mă bucur foarte tare când cineva se gândește și la copii, pentru că o fac destul de rar și destul de puțini oameni. Mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Este întreaga școală de dans Beneritm. Mergem mai departe cu Anca Orean. Să rămână, bine ai venit! Bună seara! Bine v-am găsit! Îmi pare bine să mă aflu aici pentru prima dată, în contact și cu ASTV și cu tine. Și sperăm să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor în seara asta. Veți vedea mai departe. Cu siguranță o să fiți la... O lăsăm să vorbească pe păpușică, poate o și arătăm mai târziu un cadru. O să mă obișnuiesc mai greu cu următorul nume, s-a măritat între timp. Eu mâine în cotidianul Răsunetul, pe prima pagină, am scris Jana Bordeanu, dar acum o cheamă Jana Tintelecan. Să rămână, bine ai venit! Bine v-am găsit! Da, într-adevăr că mi-am schimbat numele între timp. Durează puțin până mă obișnuiesc și eu și toată lumea și sunt Tintelecan de acum încolo pentru telespectatorii care se uită. Pe cadru cu copiii, dacă se poate, o să o rog pe doamna Mariana să ne spună pentru început, în partea a doua emisiune o să vedem și poze, câteva cuvinte despre trofeul adus la Bistrița. Este al doilea an când participăm în Bulgaria la acest festival de folclor și dans modern și mulțumim din suflet pentru asta Casei de Cultură domnului director Dorel Cosma că ne-a oferit această șansă de anul trecut începând să participăm și noi la festivalul în afara hotarelor țării noastre, pentru că noi fiind o școală privată ne este mult mai greu să pătrundem în lumea de afara dansului. Am făcut-o și am făcut-o cu mare succes și anul trecut, am făcut-o cu mare succes și anul ăsta, pentru că pe invitație domnul Dorel Cosma, când ne-a făcut invitația, scria, luați măsuri să vă prezentați corespunzător și să faceți Bistrița să răsune numele Bistriței. Am făcut-o, chiar am făcut un panou mare, un banner, unde am scris România și Bistrița, să știe toată lumea că de acolo este școala de dans Beneritm. A fost frumos, a fost bine, am ocupat locurile întâi cât s-a putut de mult, la ansamblu am luat locul întâi, la dans perechi am luat locul întâi și spre surprinderea mea în finala de la perechi au rămas două perechi de la școala mea de dans. A fost extraordinar. Competiția s-au bătut între elevii școli de dans Beneritm. La carnaval, la dansul măștilor, am luat locul 1, 2, 3, deci am venit cu rezultate mai bune decât anul trecut. Și am fost foarte impresionată când au venit echipa organizatoare și ne-au întrebat ce este Bistrița, ce faceți voi acolo, toți sunteți fericiți pentru că toți râdeți. Da, noi suntem fericiți, ne place că locuim aici în Bistrița, ne place Bistrița, o iubim și nu n-am părăsit-o niciodată. Și ne-a spus că i-am impresionat foarte tare pe toți și anul trecut și anul ăsta. Tot hotelul vorbește doar de noi. Așa încât la sfârșit când am plecat au plâns toți după copiii noștri. Deci ne-am făcut iubiți, cum s-ar spune, și acolo. O să aibă posibilitatea să urmărească și această emisiune prietenii dumneavoastră din străinătate, dacă corespondați cu ei, pentru că o să fie pe internet și cu siguranță o să fie mesaje pozitive. Vreau să o întreb pe Anca și apoi pe Jana, cum a fost ediția de anul acesta față de anul trecut? Eu n-aș putea să fac o comparație pentru că anul trecut am lipsit. Atunci cum a fost acum? Anul acesta, din punctul meu de vedere, a fost extraordinar. Copiii au fost foarte entuziaști și asta așa s-a văzut prin prisma rezultatelor. Au fost bucuroși că s-au aflat acolo, au dat tot ce au putut ei
mai bun. Și cred că de asta am și câștigat locurile pe care eu zic acum că le merităm. Ei le merită pentru că ei s-au străduit. Și noi am fost la fel de entuziaste, am participat cu ei și la carnaval. Ne-am chinuit să facem măștile care și-au meritat locurile 1, 2 și 3. Poate, nu știu, poate o să facem și niște poze, poate cu altă ocazie din... Cred că o să avem în partea a doua emisiune niște poze. Nu, în partea a doua emisiune avem pozele. Eu am vrut să aduc un CD cu poze să cu toți copiii școlii. Care au trecut și, pe la... Da. Jana, cum a fost anul acesta față de anul trecut? Tu știi mai bine. Da, eu pot să fac o comparație deoarece am fost și anul trecut. Primosco, în tabără, organizarea este foarte bună, la fel ca și anul trecut. Pentru copii este un program deosebit. Au ocazia să-și pună în valoare și talentele lor ca dansatori, dar un program care i-a ajutat să se simtă bine cu discoteci, cu carnaval, cu tot ce au avut nevoie acolo și au socializat cu celelalte țări și s-au legat niște prietenii acolo. S-a văzut când au plecat, cum plângeau unii după alții. Ei speră să se întoarcă și la anul și sperăm și noi să ne putem reîntoarce. Domnișoara din mijloc, vreau să prezentăm un pic, să ne spuneți numele. Ea e așa mai veselă în emisiune. Cum te cheamă? Rebecca. O să danseze în seara aceasta, cred că în partea a doua a emisiunii. Până atunci vreau să vă întreb ce am pregătit, primul moment. Deci avem un dans clasic modern, perechi. O să-l prezentăm, eu sper să vă placă, sper să placă telespectatorilor. Chiar dacă dansăm pe un spațiu mai mic, o să ne chinuim să o facem bine, să prezentăm așa cum trebuie acest dans. Eu voiam să adaug, alături de ceea ce au spus colegele mele, că a fost benefică această tabără pentru grupa lor în special, care sunt băieții, sunt mai micuți, la afară de Darius, care în clasa 8-a, ceilalți chiar clasa 3-a avem, au fost responsabilizați, s-ar spune, s-au descurcat singuri, au știut să-și împartă bănuții, au știut să-și pregătească costumele, au știut să se pregătească ei pentru dans, să-și facă machiajul. Deci iată că mama n-a mai fost lângă noi, dar noi ne-am descurcat singuri, ceea ce este un lucru extraordinar. Și au știut să fie o echipă și au știut să fie susținători, da, și pentru celelalte echipe. Da, chiar asta a fost un lucru foarte frumos. Noi, fiecare echipă de dans care cobora din scenă, îi susțineam, îi aplaudam, le strigam bravo, chiar dacă ei se uitau mai ciudat la noi, știind că ei concurează cu noi și noi îi aplaudăm, au crezut că e ceva deplasat. Nu, noi trebuie să ne susținem unii pe alții pentru că suntem copii, indiferent din ce țară venim. Pregătim primul dans, până atunci eu o să fac câteva urări. La mulți ani pentru Maria Spân, din partea copiilor Cristina și George, a nepoților Alex și Cristi, de asemenea a generelui Ioan și a soțului Grigore, nu mă împing la cameră să mă văd și eu, așa, pentru Ioan Cordovan, pentru Ioan Iacob de la Pașaparte, pentru Paula Belei, Mircea Taloș, Tudorel Ciodmonda, primar Josenii Bârgăului, Ioan Burcușel, Ștefan Horea, cunoscut manager, la mulți ani pentru toți, în partea a doua a emisiunii, am emoții pentru copii, dar cu siguranță se iasă bine. În partea, deci după primul dans, vă așteptăm cu telefonul, o să fie și numărul afișat pe ecran, cu mesaje pentru acești copii.